Și anul acesta, dâmbovițenii au băut și au mâncat peste măsură. Cele mai frecvente cazuri care au ajuns la urgențe în aceste zile au fost cele provocate de excesele alimentare. Nici numărul persoanelor aflate în stare de ebrietate și ajunse la urgențe nu este unul scăzut. Astfel, mulți și-au încheiat sărbătoarea de Paște cu o vizită la spital. Incidentele neplăcute au existat și în aceste zile la departamentul de urgență al spitalului, prezentându-se și victime ale accidentelor rutiere. Tot în perioada sărbătorilor pascale au venit pe lume 7 băieței și 7 fetițe, fiind un motiv de bucurie pentru familiile nou-născuților. În perioada sărbătorilor, respectiv 12 aprilie ora 0, 14 aprilie ora 10:30, au fost 338 de prezentări la departamentul de urgență. Motivele prezentării, altfel spus, structura patologiei, oarecum sintetizată, a fost următoarea. Acutizări ale bolilor cronice, afecțiuni neurologice, afecțiuni gastrice, digestive în general, cancer, afecțiuni cardiologice, diabet și așa mai departe. O altă grupă de patologie manifestată prin tulburări dispeptice după excese alimentare de toate felurile. O altă grupă de prezentare, stări de ebrietate după consum excesiv de alcool, mici traumatisme provocate de diferite cauze, stări febrile cu diferite etiologii, infecții respiratorii, infecții urinare, infecții stomatologice, alte tipuri de infecții. Au fost și câteva accidente rutiere, dar din fericire fără decese, agresiuni sexuale și, o veste foarte bună, au fost 14 nașteri, respectiv 7 băieței și 7 fetițe.